Idee ingenioasă a unui indonezian pentru a atrage atenția asupra poluării apelor cu deșeuri menajere. A început să adune gunoaie de pe plajele din insula Sulawesi în urmă cu 2 ani, însă foarte puține persoane i-au acordat atunci atenție. Lucrurile s-au schimbat de când poartă un costum de Spider-Man în timpul acestor acțiuni. Acest costum a schimbat lucrurile pentru că a atras atenția oamenilor, spune Rudy Hartono, în vârstă de 36 de ani, care își câștigă banii cei de toate zilele într-o cafenea. Omul este mândru de faptele sale, mai cu seamă că i s-au alăturat mai mulți oameni. Chiar și administrația locală a început să-și facă treaba și să curețe gunoaiele. Totul a pornit dintr-o joacă. Rudy a cumpărat costumul ca să-l impresioneze pe nepotul său, însă băiețelul s-a speriat. Așa s-a gândit să-l folosească în alte scopuri, iar impactul a fost incredibil. Au fost și unii care l-au luat în derâdere atunci când a curățat graffiti de pe clădirea Consiliului Local, însă e bucuros că majoritatea îl apreciază. Dar poate cel mai important este că printre cei care i s-au alăturat lui Spider-Man în acțiunile de ecologizare se numără mulți copii. Astfel, nivelul de conștientizare a necesității reducerii poluării apelor are toate șansele să fie mult mai mare, iar practica de adunare a gunoaielor să devină o obișnuință. Aproximativ 20% din deșeurile de plastic din Indonezia ajung în râuri și în apele de coastă, arată cele mai recente date.